După titlu, pare că vorbim de un serviciu cloud sau cum să îți protejezi datele de cei ce abia așteaptă să le acceseze. Nu cred că mai este nevoie să vorbim despre așa ceva. Despre acest tip de servicii am tot vorbit în decursul timpului, fie prin intermediul unui episod special, fie prin mailbox sau, dacă mi-aduc bine aminte, în primele live-uri de aici, de pe canalul nostru PC Garage TV. Deci, până la urmă, despre ce anume vorbim? Vorbim despre un serviciu de recuperare de date. Pentru ce avea nevoie de așa ceva? Haideți să luăm 3 scenarii. Dar mai întâi să luăm cea mai importantă componentă. Hard discul din calculatorul sau laptopul tău. Că despre el este vorba. Ai date extrem de importante pe el. Poze cu familia, filmulețe din concediu, extrem de multe documente personale. Primul scenariu. Și cel mai simplu. La un moment dat pică partea electronică. Cu chiu cu vai și cu bunăvoința serviciilor autorizate de pe la noi, ți se înlocuiește placa de bază și ai din nou acces la toate datele tale. Cel mai fericit caz. Al doilea scenariu, hard discul scoate zgomote ciudate metalice. Ratele de scriere, citire se întrerup pe alocuri, iar la un moment dat nu mai ai acces la niciun document. Mergi la un serviciu autorizat și ți se spune harddiscul este defect din punct de vedere mecanic. Asta este un lucru pe care nu dorești să-l auzi. De ce? Pentru că toate datele tale, absolut toate datele tale, amintirile, pozele, documentele personale, s-au dus pe apa sâmbetei. Al treilea scenariu se aplică celor ce dispun de spații de stocare externe. Din greșeală, să zicem dânsul, îți cade de pe birou sau în grabă, îl pui pe lângă buzunarul rucsacului, cade și se întâmplă cam același lucru ca în scenariul de mai sus. Se deteriorează fizic, iar datele tale sunt papa, de tot. Ce este de făcut în cazul ăsta? Cine te mai poate ajuta? Ei bine, dacă vorbeam de aceste scenarii, mai ales ultimele două, în urmă cu, eu știu, 5, 6, 7, 10 ani de zile, în momentul în care aflai cât costă serviciul de recuperare date, te lăsai pe gubași. Îți părea rău în ceea ce privesc datele, dar, încă o dată o spun, te lăsai pe gubași, mai ales că nu ți se garanta recuperarea totală a informației de pe unitatea avariată. Acum, cei de la Seagate pun la dispoziția utilizatorilor casnici de ceva timp un astfel de serviciu cu un cost, aș putea spune eu, mai mult decât decent. Sincer să fiu, nu numai că prețul este mai mult decât decent, dar și personal am încredere în experiența celor de la Seagate. Ce trebuie să știi despre Data Recovery Service de la Seagate? Cum funcționează? Ei bine, totul este extrem de simplu. Evident, două scenarii. Mi-am achiziționat un hard disk cu tot cu serviciul Data Rescue Service. Ajung acasă și aplic acest serviciu hard diskului meu și urmez toți pașii. La sfârșit, hard diskul meu va beneficia de Data Recovery Service în caz de deteriorare. Al doilea scenariu. Mi-am achiziționat un hard disk, dar de-abia acum am văzut videoclipul celor de la PC Garage, adică de la noi. Sunt interesat, cum procedez? Simplu și în cazul ăsta. Ori îl achiziționez separat de la noi, prin intermediul așa, ori accesând rescueplans.seagate.com/buy. În cel de-al doilea caz nu trebuie să faci altceva decât să adaugi serial number-ul device-ului tău și ți se sugerează planul disponibil pentru unitatea ta de stocare. Bun, acum, ce face Data Recovery Services sau pe scurt DRS? Cum funcționează? Și aici este extrem de simplu. Să zicem prin absurd că ți s-a deteriorat unitatea de stocare, electronic, mecanic, nu contează. Nu mai este recunoscută în BIOS, nu mai este recunoscută în Windows sau alt sistem de operare în cazul unităților externe. Ce e de făcut? Pentru că ai unul din planurile de recovery ale producătorului Seagate aplicat pe serial number-ul unității de stocare, poți apela la serviciile lor. În momentul în care ți-ai înregistrat planul de recovery, ai primit pe mail instrucțiuni referitoare la pașii pe care trebuie să-i urmezi. Pentru ce? Pentru a putea trimite unitatea defectă în unul din laboratoarele Seagate. Odată ce unitatea de stocare a fost trimisă către Seagate, nu trebuie să faci altceva decât să aștepți. Cei de la Seagate afirmă că toată această recuperare de date, cu tot cu drum, nu ar trebui să depășească 2 săptămâni. Dar
Este posibil să fie și mai mult. În cazul în care vrei să urmărești ceea ce se întâmplă cu unitatea ta de stocare, care este statusul său, poți accesa seagatewtb.secureforce.com/tracker. Ideea este extrem de simplă. Într-un spațiu mega ultra extra curat, specialiștii celor de la Seagate încearcă să recupereze cât mai multă informație de pe harddiscul tău. Iar aici vine răspunsul la întrebarea ta. Cât din informația pe care o aveam este recuperată? Depinde foarte mult de natura defectului. Dacă este electronic și nu a afectat platanele, cu siguranță 100%. În cazul în care platanele sunt afectate, cu riscul de a mă repeta, depinde cât de grav este. Recuperarea poate însemna 80%, 75%, 50%, niciodată 100% în cazul în care este vorba de defectarea platanelor. După ce recuperarea a fost efectuată, cei de la Seagate o vor copia pe unitate de stocare externă nouă. Vor încripta toată informația și vor trimite harddiscul beneficiarului, adică ție. Cei mai noi în domeniu, este foarte posibil să întrebe cum adică vor încripta harddiscul. Îl vor parola, iar tu vei primi acel pas pe mail sau printr-un SMS, WhatsApp, whatever. Odată ajunsă unitatea înapoi la beneficiar, adică la tine, tot ceea ce poți face este să te bucuri de informația pe care cei de la Seagate au reușit să o recupereze. Așa de final, chiar și pentru cei mai sceptici, e bine să știți că există un astfel de serviciu. E bine de știut că în cazul în care unitatea ta de stocare, indiferent că este ea internă sau externă, cu multe date personale pe ea, se defectează, există un serviciu care te asigură pe tine că o parte din ele pot fi recuperate. Sunt o grămadă de utilizatori cărora li s-au defectat device-urile și nu le-a părut rău de acel device în sine, ci de informația existentă pe el, în speță poze și filmulețe. Amintirile voastre, ce mai tu ravura, ele contează.